Bună dimineața! Ce frumoasă este viața când te trezești dimineață cu chef de alergare și chef de viață, nu? Astăzi ne-am propus să facem o alergare frumoasă, să ieșim în parc, să facem mișcare, ceea ce vă îndemnăm și pe voi toți să faceți mișcare, pentru că sănătatea este viață. Neața, hai la alergat. Hai. E de vreme, un pic răcolic, a plouat vreo 3 zile. Ne-am îmbrăcat așa de călduri infernale. Testăm și noile GoPro-uri proaspăt sosite. Vom face o cursă frumoasă, nu foarte mult, în rin foarte lejer, pentru că e și Flori cu mine. Sau alergăm separat, dacă vrei, cu viteză. Nu, nu, 5 km lejer alerg. Nu, alergăm amândoi, lejer. Ne îndreptăm către parc. Ne setăm ceasurile, le dăm drumul și pornim în acțiune. Super! Un ritm ușurel, decent, pentru că mai și povestim pe parcurs. Toată lumea merge la muncă. Toată lumea merge la muncă. Toată viața. Toată lumea muncește toată viața. Dar când mai avem timp și pentru noi? Nu știm. Ne preocupă doar banii. Să strângem cât mai mulți bani. După ce îi strângem, e păcat că nu știm ce să facem cu ei. Asta este nasol în viață pentru majoritatea oamenilor. Muncim ca proștii, agonisim averi și pe urmă așteptăm să murim. Trebuie să ne bucurăm de viață, chiar dacă ai bani. Chiar dacă n-ai bani, în primul rând și în primul rând, trebuie să facem mișcare. Cum am spus mai devreme, vă invităm pe toți, cu mic, cu mare, la mișcare, pentru că asta îți dă puterea de a continua și de a face lucruri mărețe. Cel mai important lucru este să faci ceea ce te face pe tine fericit. Și să fii sănătos în primul rând, ca să poți să faci asta. Uite, alergăm și noi așa ca moșii, din când în când, nu cât ar trebui, dar... Da, e ok, o să facem și diferența. Niște exerciții după ce terminăm alergarea în parc. Adică, sănătate pentru inimă. De când nu ai mai admirat roa dimineții? A? De când? Lacul din Clinceni. Aceasta este șoseaua făcută aproximativ de curând, câteva luni de zile. Aici era pietreș în urmă cu ani de zile. Ia să vedem dacă putem vedea că erau rățuște, ia uite. Rățuște și gâște sălbatice. Frumos. Hai să vă arăt și lebedele. Ia uitați-le. Le vedeți acolo? Au și pui. Foarte frumos. Te invităm să te oprești.
să te oprești din cercul ăsta vicios numit viață, alergare după lucruri materiale. Oprește-te. Meditează și vezi ce se întâmplă cu viața ta. Încotro ea, dacă îți convine ceea ce faci și, mai important, dacă faci ceea ce te bucură. La asta să te gândești. Când ai mai mâncat o prună? Direct din copac. No. Mai ții minte? Noi încă nu am învățat cum să facem bani. Pentru că nu ăsta este scopul vieții. Însă, de ceva timp am învățat cum să-i cheltuim 100% pentru noi. Ceea ce este foarte important în viață. Vedem lebedele și de pe partea cealaltă a lacului. Ia uitați-le să nu le speriem. Cât de frumos poate să fie. Cât de frumos. Natură, aer curat, relaxare mentală și fizică totodată. Foarte frumos. Totul a devenit proprietate privată în România, din păcate. Aici erau două lacuri frumoase, unul partea aceea, unul aici, care erau lacurile Bragadiru sau Clinceni, ceva de gen. Erau lacuri publice, toată lumea venea la scăldat. Era foarte, foarte frumos. Acum nu mai poți să mergi pe trotuar, pentru că e trotuarul lui Măsa și al lui Tasu. Astea sunt condițiile, ne vindem țara pentru nimic și pe urmă ne întrebăm de ce suntem atât de proști și de ignoranți și de nepăsători. Pentru că uite-te la tine, că nu faci nimic. Aici veneam noi pe lacul 2, cum îi spuneam noi. Și de aici făceam niște sărituri minunate în apă. Era și debarcader, era și un bac din acela metalic care puteai să te plimbi, cu care puteai să te plimbi pe lac. Foarte, foarte frumos, foarte frumos. Acum nu mai e nimic. Nici pește nu te mai lasă ăștia să pescuiești, și peștele este al lor. Și am ajuns pe turnanta noastră obișnuită din parcul Bragadiru. Să sperăm că mai e și ăsta încă public. La un moment dat cred că îl va cumpăra cineva și pe ăsta. Nu o să-ți mai permită să inspiri aer curat și să mergi prin parcuri, pentru că e foame de bani. E foame de bani, băieți. Oamenii de la curățenie sunt în acțiune. Asta este un lucru bun, pentru că cei mai puțin educați lasă în urmă de toate, absolut de toate. Și cei care vin să alerge, să facă mișcare, trebuie să suporte consecințele lor, din păcate. Terenul de fotbal din Bragadiru încă funcționează, dar la o capacitate de juniori, copii mici, cred că până în 10-12 ani. Mai sus nu știu să aibă echipă.
Bragadiru. De fapt, este un club privat. Nu știu exact despre ce este vorba, dar acestea sunt condițiile. Kilometri. Mă prind ceasul. Safe. Super. Doar de relaxare. Cam așa ne pregătim noi, ne relaxăm mental. Ne pregătim pentru bătrâneți. De următoarele călătorii, pentru că în curând va veni sesiunea cu numărul 2024-2025, 3. Cu numărul, nu știu, 3, numărul 3, 3, da? Nu știu. Am avut câteva sesiuni frumoase, nu? De câte 6, 7, 8 luni de zile fiecare. Cred că ne-am îndeplinit visul, ca mai mult de jumătate din an să stăm plecați din țară. Am ajuns la 8 luni. Am ajuns la 8 luni, dar deja e mult pentru noi 8 luni, pentru că na, te ia dorul de toate cele, te ia dorul de acasă, te ia dorul de ce e apropiat, te ia dorul de mâncarea de acasă, de trai, să zicem, mă rog. Da, dar e foarte frumos. Foarte frumos. Și cât stăm acasă, vara, încercăm măcar de 3 ori pe săptămână să facem ce ați văzut voi aici. Nu ne iese mereu. De exemplu, acum am fost răciți vreo 5 zile, ne-a fost rău, rău de tot. Și acum ne revenim. Încă se cunoaștem voce, nu? Da, da. Dar e important să ne menținem sănătoși, să ne menținem slabi, ca să putem să tragem de rucsac. Kilometri și kilometri. Da, și pentru kilometri. Că ne așteaptă noi aventuri, dragilor, adică aventurile din Peru, care le-am făcut anul trecut, le repetăm anul acesta, aventuri în Guatemala, aventuri în Columbia, formă schimba un continent, pe lângă acestea sunt aventuri cu voi, adică cu oameni dragi, cu grupuri, dar noi vom avea și aventuri singuri, așa că nu uitați să vă abonați la www.traveliștii.com să vedeți despre ce este vorba și bineînțeles să ne și urmăriți pe noi pe canalul nostru de YouTube, de ce nu să ne dați și un like, pentru că ne ajută foarte mult și de ce nu și un share, să băgați și un subscribe, pentru că cum am spus, în curând vom începe călătoriile prin lume și să vedeți pe unde cutreierăm, nu? Da, menținem și acest canal de YouTube pe care îl avem din 2020.
Însă între timp organizăm tururi pentru că suntem agenție de turism, suntem singura agenție de turism care funcționează online, este a noastră și avem și canalul de YouTube. Deci noi suntem un canal de YouTube cu o agenție proprie de turism și din fericire, până în momentul de față, suntem singurii care funcționăm așa, 100% legal. Așa că dacă vrei să mergi în destinații exotice, mai ala traveliștii, adică pe stilul călător, nu turist, asta este exclus, în grupuri mici de prieteni, stăm la dispoziție, găsești peste tot datele noastre de contact. www.traveliștii.com, ne găsiți și pe YouTube, și pe Facebook, și pe Instagram, și pe TikTok, tot ce înseamnă rețele de socializare, Traveliștii. Să aveți o zi excelentă! Vă pupăm!